O vizită fulger a șefului CNADNR, Narcis Neaga, spulberă orice posibilitate ca turiștii să mai ajungă pe Transalpina. După ce a vizitat tronsonul de drum ce leagă Rânca de Sebeș, acesta a declarat ferm că pe drumul regelui nu se circulă. Cel puțin nu cu acordul celor de la drumuri. După ce au plătit daune de 1 milion de euro unei victime care i-a dat în judecată, șefii de la CNADNR suflă acum și în iaurt numai să nu se ardă din nou. Traficul este închis, nu este al nostru, este un drum care nu ne aparține. Fiind închis de noi, n-a trebuit să fie speriați de amenzi, a trebuit să fie speriați că li se poate întâmpla orice, oricând. Amenda ca amenda, o plătești, dar dacă pățești ceva... De cealaltă parte, președintele Consiliului Județean Gorj îl contrazice pe Neaga și susține că în curând traficul pe Transalpina va fi redeschis. Ion Călinoiu susține că, de fapt, toată această nelămurire este o strategie de marketing de a speria turiștii și a îndrepta spre alte stațiuni din țară. Eu am discutat cu specialiștii, au făcut această expertiză și nu o să fie probleme de fond. Și în câteva zile Transalpina va fi deschisă. Suntem în competiție cu celelalte zone turiste din țară și toată lumea vrea să aibă turiști acolo și e suficient să spună că la noi, iată că nu stau lucrurile în tocmai cum trebuie să avem servicii de calitate pentru turiști. Între aceste declarații contradictorii, cei mai derutați rămân turiștii. Puținii, care încă se mai aventurează să-și cheltuiască banii în Gorj, sunt surprinși de nepăsarea autorităților județene și centrale. N-am auzit niciun de un accident pe Transalpina. Încă nu am auzit. N-au fost. Că atunci ar fi o cauză. Dar încă nu am auzit. Și fiecare merge încet, vrea să se uite, să vadă, să... Mă rog, asta e. Superbă! Să vedem dacă reușim să ajungem până în Sebeș. Nu știu, încercăm. Unii zic că e închisă, unii zic că se circulă. Dar pe de altă parte spun că nu se lucrează la drum, așa că nu înțelegem motivele pentru care e închisă. Și mai nemulțumiți sunt proprietarii de pensiuni din zonă. Aceștia spun că se văd nevoiți să închidă vilele, punând pe liber angajații care administrează pensiunile din Rânca. Considerăm că e oarecum un sabotaj la adresa celor care au afaceri în zona asta și chiar și dincolo, spre Obârșia Lotrului. Zona este foarte frumoasă. În principal, pentru cei din zona Rânca, înseamnă disponibilizarea unor locuri de muncă. Lucrările la Transalpina sunt finalizate în proporție de 75-80%, însă șoseaua nu are elemente de siguranță. Departe de a fi considerat gata, tronsonul a înghițit până acum aproape 2 miliarde de lei. Romstrade, compania omului de afaceri Nelu Iordache, a obținut contractul în 2008 pentru 1,2 miliarde de lei. Apoi l-a suplimentat printr-un act adițional în 2011, în valoare de aproape 1 milion de lei fără TVA. A urmat o nouă suplimentare în aprilie de peste 110 milioane de lei, tot fără TVA. În total, în jur de 335 de milioane de euro a înghițit Transalpina. Acesta este singurul contract pe care CNADNR nu l-a reziliat după arestarea lui Nelu Iordache în 2012.